Am ajuns la Ipotești, casa copilăriei. De fapt, le-am spus că născut în Botoșani, după 5 ani părinții s-au mutat vânzând casa din Botoșani la Ipotești. La Ipotești a copilărit el și frații, poate foarte mulți dintre copii au mai fost și cu părinții. Dar de data aceasta, cineva dintre copii spunea că, iată, am ajuns la Ipotești, Ipotești drag tuturor, poposim mereu la tine, precum cerbul la izvor, însetat adesea vine. Ne-am tâmpinat salcâmul, martor al copilăriei poetului. Am vorbit despre tei ce au fost cândva în spatele casei, sădiți cu prilejul Unirii din 59. Le-am arătat bisericuța, le-am arătat mormântul părinților, le-am arătat bisericuța făcută de Iorga. Au recitat, au cântat pe versul lui Eminescu. Știți că Iorga a sădit o specie rară, un brad alb, abie salba, chiar lângă bisericuța din sat. Și este cunoscut lucrul acesta. Am pus Iorga la bustul poetului din curtea casei. Le-am arătat complexul muzeistic, care are foarte multe donații, inclusiv manuscrisele lui Noica. Nu știau copiii despre asta. Încercăm să-i apropiem de natură și de poezie, pentru că se pierde astăzi altă orientare. Și e păcat. Suntem într-o zonă, suntem efectiv norocoși că ne-am născut aici.